Doamnelor și fraților, un nou live pentru astăzi, de data aceasta, la care nu mă gândesc foarte mult, am ieșit din biserică, am găsit aici o mașină care descărca bagaje și m-am uitat pe colete și am văzut că ele vin de departe, vin de la frații și sororile din Benidorm, adică de pe malul, nici nu știu, o fi Atlantic, o fi Marea Mediterană, din Spania, de la Părinții Cristian, acolo unde este o lucrare extraordinară, o lucrare misionară, cum rar întâlnești, sau cum mult întâlnești în biserica noastră ortodoxă, rar este în lumea laică, o lucrare deosebită, unde Părinții Cristian, deși este înglodat sau îmbetonat, mai bine zis, până în gât, pentru că zidește acolo o biserică frumoasă pentru frații și românii, frații și sorurile români din acele ținuturi, se gândește și la noi. Cu ceva timp în urmă făcuse Părintele Cristian un apel pentru creștinii noștri, au umplut bisericuțe de acolo, capeluța unde slujește, cu lapte, praf, cu scutecele, cu lucruri frumoase, iar acum au ajuns la Iași, după ce, din câte știu eu, au luat și o groază de bani pe transport. Mulțumesc fraților surorilor de acolo și mă rog Domnul Iisus să le răsplătească această dragoste pe care o revarsă de departe față de copiii noștri din România și asigurăm și noi la rândul ne că vom face tot ceea ce trebuie, ca aceste daruri venite dau puțin pe camera frontală ca să putem să vedem cum merge, da, ca aceste daruri, aceste cutii cu lapte praf, cu scutecele, cu articole de igienă, cu ce a avut mai bun frate de acolo, toate aceste daruri să ajungă la copiii care au cea mai nevoie de ele, iar noi de asemenea ne vom ruga Domnul Hristos să le dărească putere și ajutor, pentru că, da, de acolo, de departe, unde se află, știm că e tare imaginea, dorul de casă, dorul de o sărbătoare nașterii Domnului, așa cum este acasă, cu colind, cu slujbe în bisericile noastre de dimineață până seară, cu atmosferă și în familie, și în curți, și în sate, așa cum o știam o altă dată, dar pe de altă parte, am spus, și noi purtăm dorul de acești oameni minunați care, iată, au fost mânați de nevoi mai mari și de, eu știu, atâtea și atâtea problemuțe, să găsească un trai, să, eu știu, un pic de sprijin la mii și mii de kilometri de distanță. Vă iubim, oameni dragi, mulțumesc, Părinte Cristian, și să vă dea Dumnezeu putere și anunțați câte muncă aici, la fiecare colet, etichetat, scrie acolo, scutecele, hăinuțe, igienă, fragil, nefragil, câtă muncă au avut acești oameni pentru a se gândi la noi. Toate, uite, ulei de măsline, asta e pentru slujba Domnului, să știți, acolo merge la altar, la căldeuța Maicii Sfinte, și aici avem tot ulei de măsline pentru noi. Părinte Cristian, frați și surori, să fiți binecuvântați, să vă Dumnezeu în pază și să aveți un Crăciun frumos cu Domnul Hristos, cu pace, bucurie, toate să fie spre mântuire. Mulțumim și bucurie sfântă, Doamne ajută!